Ia hai noroc băieți și bun regăsit la un nou episod. La tras cu arcurile, la tras cu aparatele astea, cu jucările astea. Cu arcul eu, cineva din voi, da, mă-i cunoscut de pe TikTok. Discuția în episodul ăsta n-ar și bine despre arcul eu. Discuția în episodul ăsta ar și bine despre arcul Islalt. Cine mă urmărește pe TikTok știe că cu câteva săptămâni în urmă am cumpărat arcul ăsta de la Booster Inspire. L-am cumpărat pentru un băiețel care a văzut cum trag eu cu arcul, cu arbaletele și s-a îndrăgostit practic în sportul ăsta, dacă puteți să-l numim sport. Eu mai mult îl numesc braconierism. Așa. E un arc, să-l chemăm așa, nu chiar de top. E un arc destul de economic, dar totuși mai puțin economic decât acel de economice. Și mult mai bun, dacă luăm calitate-preț, e top. Cum v-am spus, de la Booster Inspire. Un arc de 70 de libri și se vinde cu tot kitul deja complet. Bine, cu toate componentele. Componentele nu sunt de cea mai bună calitate, dar pentru un începător, eu aș zice că arcul e chiar super și are mai multe decât îi trebuiește la un începător. Băbăți, știu că sunt mulți din voi care nu au ținut niciodată în mână un arc compound și foarte mulți din voi vor să cumpere un arc compound. Am vrut să vă spun în câteva cuvinte, înainte de a cumpăra un arc, și trebuie să știi tu despre arc, înainte de a tu-l cumpăra, da? Practic, în primul rând, tu trebuie să știi până la și lungime să lungești arcul. Și am în vedere. Am în vedere asta. Până la și lungime să lungești. De exemplu, pentru mine arcul, în momentul de față, e scurt. Ok? Dar el acum e lungit la 30 de poliși. Dacă tu ai 1,90 m și mai sus, ți-i trebuie ca arcul, să te uiți în descriere, să lungească până la 32 de poliși, lungimea lui. Pentru că noi suntem mari, mâinile lungi și trebuie să ne șibă comod. Înainte de a cumpăra un arc, trebuie să te gândești de la comoditate, că dacă îl cumperi și nu ți-i comod, nu reușești să tragi cu dânsul în comoditate, degeaba îl cumperi. Dar dacă tu ai 1,70 m circa plus or minus, pentru tine 30 de libri e ok. Dacă tu, 30 de poliși, lungimea. Dacă tu ai mai puțin de 1,60 m, păi ți s-ar trebui 28, unele cazuri și 29 de libri. Libri, scuzați, poliși. Și despre și vorbesc. Dă-te mai aproape cu camera. Dacă nouă arcul nu ne-i comod să-l întindem, dați să respectăm prima și cea mai importantă regulă din tragerea cu arcul, nu tragem niciodată arcul fără săgeată. Dacă la tine arcul nu se întinde cât ai tu nevoie, în bază la fizicul tău, ce se întâmplă? Nu ne-i comod să ne uităm pe site. Vin în partea asta cu camera. Nu ne-i comod să ne uităm pe site-ul ăsta. Să ne uităm prin pipsite ca să vedem pinurile. De exemplu, nici în timpul de față nu e comod, fiindcă e prea scurt. În cazul meu trebuie să-l lungesc. Dar precum arcul nu e meu, dar e a băiatului care, mă rog, el arcul deja e aproape regulat doar pentru dânsul. După asta mai trageți atenție la alte criterii. La lungimea arcului. Iarăși, dacă sunteți mai mici de statură un pic și vă place mai mult să îmblați prin păduri cu dânsul, cu cât el e mai scurt,
cu atât e mai bine. Altă chestie la care trebuie să trageți atenție, înainte de a cumpăra un arc, sunt pinurile. Aici, de exemplu, sunt 5 pinuri. Cu cât mai mult pinuri sunt, cu atât mai bine reglezi distanța. Adică 10, 20, 30, 40, 50 de metri. Cu cât mai puține pinuri sunt, tu ai 3 puncte de feriment. Și asta e. Trebuie să mai trageți atenție și la chestia asta unde stă săgeata. Ok? Foarte mulți, de fapt, și să trageți atenție. Aici nu aveți voi să trageți atenție pentru că chestia asta, dar voi o alegeți în timp cu experiența. Ți-i mai comod aia, ți-i mai comod ceilalte, ți-i mai comod a ceilalte. Pentru un începător, așa fel de, să-l numim sport pentru săgeată, e perfect. E perfect chiar și așa cu perii, cu muste astea de împrejur, pentru un începător. După aia, când tu acumulezi destul de experiență, îți alegi componentele care ți-i trebuiește. Stabilizatorul e o chestie foarte importantă la trasul cu arc. Cu cât e mai lung, cu atât mai bine stabilizează arcul și când tu întinzi coarda, cu atât mai mică vibrație îți faci. Îți înțelegi de ce vorbesc, da? Dar, cu cât e mai lung, cu atât e mai scomod. Nu e așa de comod. Prin păduri, prin crengi, prin bruieni, prin astea, cu cât e mai lung, cu atât mai mari probleme îți dă. Așa că un stabilizator perfect ar fi de la 20 la 30 cm. Și v-am spus să nu întindeți arcul fără săgeată din și cauză. Din cauză că dacă noi întindem arcul fără săgeată și Doamne ferește l-am scăpat, da? Arcul o bubuit. Toată energie care iese din coardă o primește arcul. Și întâi și întâi îți bubuie coarda asta. Dacă ești mai puțin norocos să-ți bubui și corzile astea la alte, dar dacă nu ești norocos deloc, au plecat și blocurile, rolișile astea. Și ca să repar, te costă ceva mai mult decât ai cumpăra un arc nou de același calibru, de aceeași calitate, de aceeași marcă. Și dacă vrei să cumperi un arc, ești un începător, niciodată să nu gândești că, adică să nu faci greșeala asta, bă, îmi cumpăr întâi un arc mai slăbuț, mă învăț a trage și apoi cumpăr unul mai puternic. Nu, frate, pentru că tu azi ai cumpărat slăbuț, ai cheltuit acel 300 de euro, de exemplu, și peste o lună de zile maxim ai să vrei unul mai puternic și ai să mai cheltui 5-600. Eu te-aș sfătui să-l cumperi deodată cu librajul maxim, în unele cazuri superă, dar librajul maxim în mod normal este 70 de libri. Și îl slăghești, uite de aici, îl slăghești în bază la librajul care ți simți tu comod. Care e librajul comod pentru tine? Tu ai tras 3 săgeți și dacă te simți liber să o tragi și pe a patra, așa ala e puterea ta liberă. Dar dacă tu la a patra gata tremuri când o întinzi, mai slăbești un pic. Cam așa se regulează librajul după puterea omului. Dar cea mai importantă regulă e asta. Asta nu e pușcă, asta nu e bicicletă și nici nu e mașină. Fiecare arc este regulat după persoana, după fizicul persoanei, după ochiul lui. Și odată și tu l-ai regulat după tine, îl dai lui altul, chiar care are experiență multă, niciodată n-ar să nimerească ținta așa cum o nimerești tu. Și din ce cauză să nu o dai la alții încă? Pentru că arma și nevasta nu sunt de la nimeni, frate. Am să trag o săgeată eu la 30 de metri. Da, nu pot pune ținta, fiindcă arcul nu e regulat după mine. După aia am să-i dăm arcul proprietarului să tragă și el câteva săgeți la 30 de metri, cu toate că la 30 de metri el încă nu o tras. O tras câteva săgeți la 10 metri și s-a oprit. Hai să facem un test. Apropo, arcul e slăbit undeva la 55 de libri, nu e la maxim, nu e la 70, undeva la 55 de libri, 60-57 de libri și vedem acum cum lucrează. Eu cu el n-am tras tot, l-am cumpărat. Încă n-am tras, vedem ce se primește la 30 de metri, trăgând, adică să vă demonstrez că unul expert pe arcuri, luând în mână un arc nou, nu nimerește niciodată. Pentru că arcul e regulat după stăpân. Avem acolo undeva de părtișor, la 30 de metri, o vulpe, încercăm să nimerim în vulpe.
Haideți de mâine nimerit. Am nimerit undeva. Numai nu în vulpi. Cum v-am spus, e prima dată că trag cu arcul ăsta și sfitul cât de expert. Dacă arcul nu e a tău, nu l-ai regulat după fizicul și ochiul tău, niciodată nu mai nimerești unde trebuie să nimerești. Și la 30 de metri, la distanța asta, încă bine că am nimerit undeva. Și nu plecat săgeata, stânga, dreapta, sus sau jos. Și apropo, sunt sigur că să mă năvălească mușe comentariile, cât costă așa aparat și de regularitate și așa mai departe. Bă, băieți, pentru mine, de la magazinul de unde sunt client eu de mult, arcul m-a costat 360 de euro. Da? Da, 360 de euro. Dar de regular, ca să-l regularizez, în România, în Moldova, nu știu. Vă informați acolo, dar sunt sigur că să iei așa o armă acasă, trebuie undeva registrată. Nu trebuie să permis portarmă, alea pentru arc, dar trebuie să le registrezi undeva acolo unde se registrează armele. Am să dăm arcul proprietarului, să tragă el câteva ori la 30 de metri, să vedem cum merge arcul, cum se descurc proprietariul și dacă îl merită sau nu. Și dacă nu îl merită, el eu și vă-l trimit la unul din voi. La așa la care prin comentarii a să nimerească drept în ochi la vulpi. Așa, au luat proprietarul arcului. Arcul, să vedem miracole ce face, da. Vă anunț că, vă previn, adică, că la 30 de metri încă n-a tras niciodată, a tras numai la 10 metri, vă 6, vă 8 săgeți. Ian? Împătrat a nimerit. Nu văd săget. Ești sigur că ai nimerit în pătrat? Pe cameră nu văd, posibil pe monitor să văd. Stai așa. Dă-i. Pe alătări. Adică zi s-a întâmplat cu săgețile. Da, săgețile au nimerit de sub. La 30 de metri încă nu l-a regulat, așa că, uite, stai așa, ați văzut diferența? Eu am tras, am țintit în centru, am nimerit aici. El a țintit în centru, o nimerit jos. Cum v-am spus, arcul vine regulat numai după proprietar, numai după fizicul și ochiul proprietarului. Nu poate să-l reguleze unul și altul să tragă drept în țintă. Am încercat cu a patra pin, mai de jos. Este, mai trage una. Mai trage una. Arcul tot timpul trebuie să jeți. Trebuie să le tragi ca să vezi exact cum s-a dus și unde s-a dus. Tot nu le văd nici. Perfect, adem-ți lideși. De la 30 de metri încă e cam de vreme încă băiatului stragă din arc, pentru că el a țintit aici, în punctul ăsta vulpii, săgețile s-au dus ceva în stânga și mai jos. Trebuie de regulat arcul. Bă, băți, arcul care v-l-am prezentat trebuie încă de regulat, dar asta să regulăm și am să vă explic cum corect se regulează un arc în următorul episod, dar am vreau să trag din arcul meu o săgeată, să nimerez vulpea în cap. Vedem ce se primește. Și arcul e meu, păi, e un Bear original american, game over. Restul detalii îți le dau în alt episod. Ia, uite la capul vulpii. Ha? Cum acolo?
totuși ceva într-o parte. Dar băieți, vă garantez că de acolo capul vulpii nu se vede. Pentru că e tot cam aceeași culoare. Și merg așa la plus, minus, capul e acolo. Bine, cum v-a spus prezentarea arcului, azi vă fac în următorul episod. Dar dați-mi urmărire, numai decât, adică subscribe la canal și follow pe TikTok. Trăiască Moldova!